mergeți pe drum ca continuu? În această campanie ne-am implicat în primul rând prin a oferi emoție și efect în timp real. Am achiziționat ochelarii care simulează intoxicația cu alcool la o alcoolemie de 0,8%, tocmai pentru a simți în timp real efectele alcoolului la volan. Nu suntem conștienți atunci de starea pe care o avem, dar acest experiment inedit ne va oferi ocazia să simțim efectele în condiții normale fiind. Fi treaz la volan când ești la mare, așa a fost intitulată campania demarată astăzi. Ca să le atragă cu adevărat atenția, polițiștii îi vor supune pe șoferi unui experiment inedit. Ca noutate, polițiștii rutieri și cei din structurile de prevenire, alături de parteneri, vor efectua un experiment pe șoselele care converg către litoralul românesc, în stațiunile Mării Negre, unde vor oferi șoferilor opriți în trafic să poarte pe rând două perechi de ochelari care simulează percepția vizuală a unei persoane care a consumat băuturi alcoolice pe timpul de zi și pe timp de noapte. Astfel, vor putea fi conștientizate în mod real toate modificările de echilibru în timpul de, și timpul de reacție și a percepției vizuale în cazul consumului de băuturi alcoolice. Campania a fost inițiată de IPJ, în parteneriat cu Universitatea Ovidius, Poliția Locală și două asociații, iar primele experimente deja au fost făcute. Veniți mai încoace, mergeți pe drum ca continuu. O vedeți? E cam dublă. Nu? E dreaptă, nu e linie. Da? E dreaptă. Câte dungi vedeți? Acum, două, da. Din ochelari câte vedeți? Păi e o linie dublă, am luat-o între ele, că nu aveam drum cu el. Care este senzația? E, nasoală rău. Adică ce zici? Nu prea ai, vezi dublu, senzație. Privește puțin în față și mai mergi. Da, da, da. Nu, nu, e chiar urâtă treaba. Nu, e de făcut, bună campanie. Câte linii vezi? Două, una în stânga, una în dreapta. Deci nu merg nici pe una, nici pe alta, adică... E, așa, am luat după între ele. Vedeam dublu, da. Vedeam dublu, da. Și echilibru, ați avut o senzație de teste. Cum, ce anume ați simțit? Vă puteați orienta? Nu, e clar că nu poți să te orientezi bine. Ochelarii era dublă, era asta simplă. Asta înseamnă să fii băut la volan. Da? Da. Nu, chiar nu am băut. Nu e de făcut, adică da? Nu e de condus în bine. Ești turist? Da. Și concluzia care a fost? Îmi duce iubita, că eu să beau. Și aia nu consum alcool. Scopul acestui experiment este de a conștientiza starea de modificarea tuturor percepțiilor, vizuale în primul rând, modificarea de echilibru și faptul că atunci când ai o imbibație ușoară cu alcool de 0,8, nu mai poți să apreciezi distanțele așa cum trebuie, nu mai ai timpul de reacție pe care îl ai în stare de normalitate și în momentul în care îi oprim pe acești conducători auto, fie ei din Constanța, dar targetul nostru sunt turiștii, urmărim să-i conștientizăm să rămână în permanență în control atunci când se urcă la volan pentru siguranța lor și pentru siguranța tuturor participanților la trafic.